Vă invit să ne ridicăm și să dăm ascultare la câteva versete în această după-masă. Versete care aș dori să cerceteze ființele noastre a fiecăruia. Suntem în locul acesta, locul prezenței lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu e gata să vorbească încă o dată sufletelor noastre. Suntem împreună cu o familie care e îndoliată și în seara aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i întărească familia Pop, atât pe sora Ana, cât și fiicele care sunt aici, ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie în aceste momente. Amin. Întotdeauna cuvintele noastre sunt aproape de niciun folos. Dar cel care are putere este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, și vrem și în această după masă să vorbească viețelor noastre și sufletelor noastre. Marcu, capitolul 8, de la versetul 34 la versetul 38. Marcu, capitolul 8, de la 34 la 38. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Amin. Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt. Amin. Să aducem mulțumirea noastră pentru că datorită Harului Tău suntem ceea ce suntem. Și suntem în locul acesta, am fost gata să înălțăm numele Tău prin cântare, primește închinarea noastră, primește rugile noastre și acum te rugăm încă o dată să ne deschizi inima la cuvântul Tău cel Sfânt. Am vrea să ne vorbești în seara aceasta. Doamne, avem nevoie de Tine și de cuvântul Tău. Avem atâtea informații astăzi, lume plină de informație, dar știm că nimic nu se compară cu ceea ce avem din cuvântul Tău. Și în seara aceasta vrea să-L descoperi pentru fiecare dintre noi. Vrem, Doamne, să ne apropiem de Tine. Vrem să înțelegem încă o dată cuvântul Tău pentru noi. Sunt aici oameni care Te-au primit pe Tine în viețile lor, oameni mântuiți. Doamne, am vrea să ne vorbești și nouă în această seară. Sunt și oameni care încă nu Te cunosc pe Tine. Am dorit să Te îndur și să le vorbești și nouă. Și am dorit cercetați de Tine și de cuvântul Tău să plecăm de aici cu Tine în inimile noastre și în viețile noastre. Mulțumim că ești cu noi. Mulțumim că încă vei asupra vieților noastre. Mulțumim că încă ne porți de Tine. De aceea Te binecuvântează sufletul nostru, Tată Ceresc, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ei, suntem recunoscători Domnului pentru harul acesta care îl avem să fim în locul acesta. Ca să fim la părtășie, ca să fim la închinare, ca să fim gata în a-L lăuda pe Domnul și mai mult de atât să fim alături de familia Pop în această zile, în această seară și în ziua de mâine, am înțeles. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie și să fie cu dumnealor în aceste momente. La seară am primit și eu vestea aceasta și sigur că m-am gândit că în această după-masă, la inițiativa dumneavoastră, să avem și un scurt timp de meditație. Noi îl numim priveghi, în care medităm la viețile noastre. Citeam un lucru foarte interesant la un moment dat despre un mare om al lui Dumnezeu. Spunea, de fiecare dată când cineva pleacă din lumea noastră, mai ales în sate, dar și la orașe, se trag clopotele. Și de obicei, și noi, acolo la Chiuiești, când auzim clopotele că
că trag, ne dăm seama după sunetul lor că cineva a trecut dintre noi. Și imediat suntem interesați, oare cine? Și întrebăm într-o parte, sunăm pe unul, pe altul, cine a plecat. Deși ne interesează cine a plecat. Ei, omul acesta lui Dumnezeu spunea, auzi, vreau să știu un lucru. Clopotele nu trag pentru cel care a plecat, ci clopotele trag pentru tine. Pentru el nu mai are niciun rost. Dar pentru tine te atenționează, te avertizează că viața asta e scurtă, că viața asta e foarte trecătoare și mai devreme sau mai târziu, mai tânăr sau mai în vârstă, vom pleca din lumea aceasta. Azi am primit un mesaj și spuneam și fraților la intrare, când un frate păstor de 44 de ani astăzi din Bihor a plecat în veșnicie. Vedeți? Unii mai devreme, alții mai târziu. Însă vreau în seara aceasta să stăm în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să medităm mai mult decât la orice, la ceea ce ne spune Cuvântul Domnului în această dupămasă. Și ca introducere vreau să vă spun că m-am preocupat într-o perioadă să văd și să am răspuns la câteva din întrebările pe care Domnul Iisus Hristos le pune în Sfânta Scriptură. Ați fost careva interesați să luați Noul Testament, să-l citiți și să subliniați sau să vă notați câte întrebări lasă Domnul Iisus Hristos acolo și unele chiar fără răspunsul imediat. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, acolo unde e predica de pe munte, găsim o întrebare a Domnului Iisus Hristos, o întrebare foarte importantă a Lui și Domnul Iisus Hristos vorbește despre iubire, vorbește despre dragoste și spune așa, eu vă spun, versetul 44, sau chiar versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, spune Domnul Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și acum întrebarea, versetul 46. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Bună întrebarea asta. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc și-s grupuri, grupulețe și iubești numai pe ei, ce răsplată mai aștepți? Și merge Domnul mai departe. Nu fac așa și bani și... Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți. După cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Și Domnul să ne ajute să ne iubim unii pe alții. O a doua întrebare. Tot în predica de pe munte, în capitolul 6. De aceea vă spun, versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel Ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi versetul 27, întrebare. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? De aceea, și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte și merge mai departe și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Întrebarea care o pune Domnul Iisus Hristos, și care dintre voi, chiar îngrijorându-se? Există cineva aici care nu s-a îngrijorat ieri, alaltă, săptămâna trecută, astăzi? Așa suntem noi, ființa umană. Ne îngrijorăm de una sau de alta. Dar Domnul spune, care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Ar fi multe altele. Mai iau una și apoi trec la cea din această seară. Ioan, capitolul 21. După învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul se arată ucenicilor săi și în mod deosebit se arată lui Petru.
Și întrebarea pe care o pune lui Petru e o întrebare repetată de trei ori, care este? Petre, mă iubești? Și am numit-o eu întrebarea la care Domnul Iisus nu renunță. Mă iubești odată, mă iubești de două ori. Și spune, Petru s-a întristat că îi zice a treia oară de mă iubești, Petre, mă iubești? Și spune, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Că e o întrebare la care Domnul nu ne renunță. Cât de mult îl iubești? Poate cu altă ocazie ne vom ocupa și de această întrebare. Dar pentru că astăzi este un moment special când stăm înaintea Domnului și împreună cu familia Pop și noi ca și biserică, aș vrea să medităm la această întrebare pe care o pune Domnul Iisus Hristos în versetul 36. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și întrebarea Mântuitorului. Și apoi merge mai departe. Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? O întrebare pe care Domnul Iisus Hristos o pune. O întrebare pe care Domnul Hristos o lasă. Și această întrebare atât de importantă pentru fiecare dintre noi. Începând cu mine. Și eu am un suflet și fiecare dintre noi de aici avem un suflet. Și spune Domnul Iisus Hristos, ce folosește fiecăruia dintre noi, ce îmi folosește mie, dacă câștig toată lumea, dar îmi pierd sufletul, care-i lucrul cel mai important în lumea aceasta? Și am stat și m-am gândit foarte mult la lucrul acesta. Mi-aduc aminte că vine la Domnul Iisus Hristos un învățător al legii. Și el are o întrebare. Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Hristos îl spune, de ce mă numești bun? Bun e unul singur Dumnezeu. Du-te și păzește poruncile. Și el, foarte interesant, omul acesta, tânărul acesta, să ia cumva cu Domnul Iisus Hristos și îi spune, auzi, dar care să le păzesc? Și Domnul îi spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele tău. Vai, spune el, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Curajos. Să nu-i spun dubeist. Și Domnul îi spune, auzi, tu te vinde tot ce ai. Dă la săraci. Vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Și spune aici Domnul Iisus Hristos, versetul 34, dacă voiește cineva să mă urmeze, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Și oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și ce dă un om în schimb pentru sufletul său? Sunt întrebările acestea foarte, foarte importante pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Care e cea mai mare valoare pe care o ai? Și am putea să spunem, valoarea mea este, nu știu, casa, a ta mașina, a ta... Și fiecare am putea să spunem, păi eu am avere. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că nimic nu se compară cu sufletul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Orice avuție am avea, nu se compară cu sufletul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Cea mai mare valoare a noastră nu sunt lucrurile materiale care le avem. Care spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi le lăsăm aici, punem mâinile pe plec și plecăm. Nu! Toate rămân aici. Ci cea mai mare avuție, cea mai mare valoare pe care avem este sufletul nostru. Și ar vrea în seara aceasta, în câteva momente, să ne concentrăm asupra acestui lucru. Posibil să nu conștientizăm, dar cea mai mare valoare este ceea ce Dumnezeu a pus în noi. De ce sufletul este cea mai mare valoare și cea mai mare avuție? Unul dintre răspunsurile Sfintei Scripturi este că este veșnic. Sufletul este veșnic. Dumnezeu ne l-a dat și se întoarce înapoi la Dumnezeu. Trupul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp aici pe pământ, țărâna a fost modelată, dacă vreți, de Dumnezeu în grădina Edenului, Geneza 2, capitolul 7, acolo la creație, când Dumnezeu zice să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și ia țărână și modelează, face acolo o statuietă,
Da? O statuietă, că dacă n-are viață, e statuietă și noi vedem multe statuete, numai că Dumnezeu se apropie de statueta aceea de pământ, suflă în nările ei suflare de viață și astfel omul se face un suflet viu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și are viață. Și e foarte important să înțelegem că nimic nu ne leagă de lumea spirituală, numai sufletul. Trupul acesta ne leagă de lumea materială. Și în fiecare zi parcă dorim tot mai mult, nu-i așa? În fiecare zi trebuie să-l hrănim, în fiecare zi trebuie să-l îngrijim, să-l îmbrăcăm, să arătăm bine și așa mai departe. Dar spune cuvântul Dumnezeu că sufletul, ceea ce Dumnezeu a pus în noi, aceea ne leagă de lumea spirituală. Ne leagă de ce? Oare la ce dăm noi cea mai multă atenție? Și aș vrea să vă gândiți un pic la lucrul acesta. Care sunt lucrurile la care dăm cea mai multă atenție? Care sunt valorile la care dăm cea mai multă atenție? Îmi place să colecționez diferite lucruri. Am acasă destul de multe, adică nu acasă, că sunt la casa bisericii încă, destul de multe lucruri care le-am adunat de-a lungul vremii. Am vreo 500 de căni. Căni de lapte. De peste tot, din lume. Am bani vechi. Și așa, am copii. Și altele. În ultima vreme, steaguri, stegulețe, drapele. Și când pleacă cineva undeva, frate păstor, ce să-ți aduc? Un drapel. Un drapel. Și am acum un loc unde le pun. Și mă uit la ele și acolo, acolo, într-o seară mă întreabă tinerii la întâlnirea noastră de tineret, într-o sâmbătă seara, hai să vedem în câte capitale am fost fiecare dintre noi. Și am putea să ne lăudăm cu lucruri din asta. Credeți că au vreo valoare? Mă uit la lucrurile pe care le-am adunat. De multe ori zice nevastă mea, mă, nu mai pui și tu mâna să mai ștergi de praf cărnile. Lasă-te bine. O trecut vremea aia. Auzi, nu mai ai grijă un pic să aranjezi unde, uite, steagurile astea care ți le-ai adunat aici, uite. Lasă-te bine. Mai mult decât toate lucrurile acestea pe care le adunăm, care sunt lucruri materiale, care într-o zi rămân aici. Cel mai valoros și cel mai important este sufletul nostru, pentru că El ne leagă de Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu că El este veșnic, El este durabil, El l-a dat Dumnezeu și se întoarce din nou la Dumnezeu. Tot ce am agonisit, mâine rămâne aici. Și altcineva se va bucura de lucrurile adunate de noi. Așa spune o cântare de-a noastră. De lucru tău, altul se va bucura pe tine, uitarea te va aștepta, așa spune. Dar ce lui Iisus ai făcut, va sta. Și e foarte important, dragii mei, și aș vrea să înțelegem în seara aceasta fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi care suntem în seara aceasta, în lucrul acesta, e întrebarea Domnului Iisus Hristos. Și pentru poporul Lui, pentru cei aleși, pentru ucenicii care erau acolo și pentru noi în seara aceasta. Cât valorează sufletul? Care este valoarea sufletului meu pentru mine înaintea lui Dumnezeu? Știu că Dumnezeu îl iubește enorm și vom vedea. Dar pentru noi. Un lucru foarte important, nu numai că este veșnic, ci spune că sufletul este de dorit. Cine dorește sufletul? În primul rând dorește Dumnezeu cel care l-a dat. Dumnezeu dorește sufletul nostru pentru că El ne l-a dat și îl dorește pentru El. Dar vreau să vă spun că în același timp, diavolul, spune Scriptura 1 Petru 5 cu 8, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghit. Și știți că la noi atentează la sufletele noastre. Dorința lui este să nu ajungem în raiul lui Dumnezeu, să nu fim în prezența lui Dumnezeu. Dorința celui rău este să fim departe de Dumnezeu. Încă de acolo, de la creație, când Dumnezeu l-a aruncat pe diavolul din cer și el cu coada lui a luat o sumedenie de îngeri care îl slujesc și astăzi. De acolo și de atunci a început această luptă, acest război, dacă vreți. Dar sufletul este de dorit. Îl dorește Dumnezeu care l-a dat, dar în același timp îl dorește și diavolul.
Nu există posibilitate de mijloc. Oricât am încercat noi să spunem, am vedea cum a fi, ce va fi, nu există. Există doar un singur răspuns, că sufletul este cel care Dumnezeu ni l-a dat. Și Domnul Iisus Hristos mai spune ceva în predica de pe munte, că nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți. Ori pe Dumnezeu, ori pe diavol. De-aia sufletul tău e ori al lui Dumnezeu, ori al celui rău. Și ar vrea în seara aceasta să medităm la lucrul acesta și să înțelegem că sufletul este veșnic, sufletul îl dorește Dumnezeu pentru că El a pus în noi și când vom pleca din lumea aceasta am vrea să fim cu El în gloria cerească și Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Dar vreau să vă spun un lucru foarte dur și supărător. Că dacă îl pierzi, odată pierdut, odată pierdut, nu știu dacă îl mai poți recupera. Scriptura spune că dacă l-ai pierdut, așa spune aici. Pierdut, e pierdut pentru totdeauna. Din limba greacă, dacă îți pierzi sufletul, pierdut, e pierdut pentru totdeauna. Nu-i pierdut ca și, nu știu, cheile de la mașină. De câte ori nu mi s-a întâmplat să îmi las pe undeva cheile sau chiar geanta mea, am lăsat-o într-o parte și am recuperat-o. Dar aici, pierdut e pierdut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său. Vreau să vă spun în această după masă că poți să pierzi orice. Dar nu-ți pierde sufletul. Stai înainte lui Dumnezeu în seara aceasta și mulțumește-i că ai viață. Mulțumește-i că ești în sănătate. Mulțumește-ți că ai o inimă în piept care încă bate. Și vremea cercetării, vremea de astăzi, vremea în care să te întorci înspre Dumnezeu și în care să te întorci la El cu toată ființa ta, cu toată inima ta. Pentru că dacă îți pierzi sufletul, asta înseamnă separare de Dumnezeu o veșnicie întreagă. Nu 2 ani, nu 5 ani, nu 10 ani, ci o veșnicie întreagă. Și Domnul dă pilda aceea a bogatului nemilostiv și spune despre iad și despre rai. Și am stat și m-am gândit că mulți spun că morții nu vorbesc. De obicei noi spune morții nu vorbesc. Și am stat și m-am gândit și spun, știți câte ne vorbesc morții nouă? Știți câte lucruri ne spun morții nouă? Chiar în tăcerea lor acolo, încă nu spun niciun cuvânt, dar ne vorbesc atât de mult și noi nu luăm seama. Suntem întristați o vreme, o perioadă, un timp. Ne revenim apoi. Mi-aduc aminte că în urmă cu mai bine de 12-13 ani, într-o zi de primăvară, sfârșitul unui martie, primesc un telefon, eram acasă, în grădină, cu soția, cu copiii, copiii erau mai mici atunci, lucram ceva prin grădină acolo, aranjam ceva prin grădină și primesc un telefon și la celălalt capăt o voce plângând, sora mea, Aurel, hai acasă, tata a plecat în veșnicie. N-am mai avut putere. Mi-am luat familia, copiii, nevasta, am intrat în casă, am făcut o rugăciune, mi-am înclințat în mâna Domnului, am luat lucruri care aveam nevoie, am plecat de la Chiuiești spre Cehei, am ajuns acasă, ce pe scât era acasă. Jale. Patru frați, toți căsătoriți, cu copii, mama, și era jale. I-am adunat pe toți. Afară, acolo în curte. Și am zis, noi avem alte nădejde. Avem alte nădejde. Noi avem nădejde în Dumnezeu. Ne-am pus încrederea în Dumnezeu. Tatăl nostru a fost copilul Domnului. Sufletul lui a fost mântuit. El a plecat acasă. În suferință, în probleme de sănătate. A plecat acasă. Și am făcut o rugăciune împreună cu ei acolo. I-am adunat. Și cu lacrimi am încredințat totul în mâna Domnului. Știind că tata e acasă. Îi spuneam fratelui Mircea în urmă cu o săptămână că va iubi mai mult cerul. Și iubim mai mult cerul de când avem pe cineva acasă. Și voi veți iubi cerul mai mult
că aveți pe cineva plecat în veșnicie. Important, dragii mei, dacă sufletul nostru e împăcat cu Dumnezeu. Și ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și ne spune că sufletul e cea mai mare valoare. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Comparați toată lumea cu sufletul. Și Dumnezeu spune, e mai important sufletul decât toată lumea aceasta. Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și mă uitam în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă și ne spune că El nu este vinovat. El a făcut totul ca noi să putem fi mântuiți. L-a dat în lume pe singurul Său Fiu ca noi să fim mântuiți. L-a trimis în lumea aceasta ca să mântuiască tot ce era pierdut. Pavel spune, cel din tâi am fost eu și apoi noi ceilalți am fost mântuiți datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Toți putem fi mântuiți în jertfa Domnului Iisus Hristos. Putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. Putem să stăm în mâna lui Dumnezeu. Toată bogăția lumii nu poate fi echivalată cu sufletul nostru. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. A doua întrebare, după prima, de ce este sufletul cea mai mare valoare, este, am spus că sufletul se poate pierde. Cum? Și în ce fel se poate pierde sufletul? Aici am vrea să știm multe lucruri. Cum se poate pierde sufletul? Și uitându-ne în cuvântul Sfântului Dumnezeu, ne spune Sfintele Scripturi că sufletul se poate pierde ignorându-l. Ignorându-l. Prin ignorare. Și am stat și m-am gândit la un bogat ce i-a rodit țarina, Luca capitolul 12, ne uităm în pasajul acesta câteva clipe, Luca capitolul 12, și spune aici cuvântul lui Dumnezeu un lucru interesant, începând cu versetul 13. Unul din mulțime i-a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Și l-a spus pilda aceasta. Țarna unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, iată a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele, voi zidea altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Știi ce a făcut omul acesta cu sufletul lui? L-a ignorat. Păi nu spuneți mie că un suflet se poate veseli, se poate mânca, poate spune toate lucrurile acestea pe care le spune omul acesta aici. L-a ignorat. Cu alte cuvinte, i-a întors spatele lui Dumnezeu. L-a ignorat pe Dumnezeu și și-a ignorat sufletul lui. Imediat spune, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta să se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui? Ale cui vor fi? Și de foarte multe ori, prin lucrurile din lumea aceasta, prin ceea ce facem în fiecare zi, putem să ne depărtăm de Dumnezeu, putem să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Un astfel de om, ca și omul acesta, bogatul acesta, și-a pierdut sufletul. Și-a ignorat sufletul. Dar mai este un alt lucru și e foarte valabil în vremea care trăim noi astăzi și e un cuvânt pe care l-am ales cam dur, dar e adevărat, otrăvire. Unii își otrăvesc sufletele. Cu ce? Cu tot felul de lucruri. Cu tot felul de emisiuni. Cu tot felul de lucruri care, de fapt, n-au nicio valoare. Unii recunosc că există ceva deasupra, că există Dumnezeu. Dar își rănesc sufletul cu tot felul de lucruri care ne depărtează de Dumnezeu. Cineva spunea că asta este o poluare maximă pentru sufletele noastre. Cu tot ceea ce e în jurul nostru. Și cei mai dureros este că alergăm în a ne hrăni sufletele cu tot felul de lucruri care sunt în jurul nostru. Doamne, îndură-te de noi și ai milă de noi. Am putea să ne hrănim sufletele noastre, știți cu ce? Cuvântul.
fiecare zi. În fiecare zi să luăm Scripturile și să ne hrănim sufletele cu Cuvântul lui Dumnezeu. Discutam cu tinerii acum într-o seară despre, avem un timp de citire a Scripturii în fiecare zi și am stat și am discutat și unul că e la școală, altul are și facultate și servici, altul și una și alta. Și am zis motive, dar auziți, a stat la vreo emisiune la televizor și v-ați uitat de la capăt la capăt? Da. Și cât a durat? Păi, destul de mult. Și atunci? Doamne, ajută-ne să luăm Cuvântul Tău, să ne hrănim sufletele noastre cu Cuvântul Tău cel Sfânt și în fiecare zi să ne apropiem de El. Și un alt lucru, cum poate fi pierdut sufletul nostru, poate fi prin lipsa prioritizărilor. Să spunem, nu-i prioritate pentru noi lucrul ăsta. Sunt alte priorități în viață și nu sufletul. Sunt alte priorități de-a lungul unei zile și nu sufletul. Ce faci dimineața când te trezești? Oh, am întârziat. Și te-ai ridicat și nici patru nu ți l-ai făcut și ai alergat, te-ai îmbrăcat și ai fugit după autobuz sau în mașină să ajungi la servici. N-ai mai avut timp să-i spui lui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat odihnă în timpul nopții. Mulțumesc că pot să am viață încă o dată, că mă pot ridica. Un bun prieten îmi spunea, prima dată când mă trezeam, puneam mâna pe noptieră și luam telefonul. Și începeam să văd toate mesajele, tot ce am primit și nu primise. Deci niciodată n-am primit puține. Și am stat și când am intrat să mai răspund la unul altul, mi-am dat seama că timpul trece și a trebuit să alerg la muncă. Deoarece mi-am făcut un obicei. Și mă port aspru cu obiceiul acesta în viața mea. Niciodată când mă trezesc, nu mai pun mâna pe telefon. Niciodată. Când mă trezesc, pun mâna pe Scriptură. Citesc măcar un capitol din Scriptură. Și apoi plec la muncă. Și am stat și m-am gândit cât de important e pentru noi, pentru viața noastră, pentru sufletul nostru, să ne hrănim sufletele cu Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să o facem așa. Să fie sufletul o prioritate. Nu undeva, dacă mai am timp. Și sufletul nostru să fie o prioritate pentru ceea ce spuneam la început, că El ne leagă de Dumnezeu. E legătura dintre noi și Dumnezeu. Și apoi aș vrea să închei. Spunându-vă cum se poate câștiga sufletul. Am văzut lucruri importante, dar cel mai important lucru cred că trebuie să știm cum se poate câștiga sufletul. Oricine. Și vreau să vă spun în seara aceasta, oricine se poate bucura de câștigarea sufletului. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și chiar în Fapte, capitolul 2, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Oricine va chema numele Domnului, oricine va sta înaintea lui Dumnezeu, oricine se poate bucura de câștigarea sufletului, de mântuirea sufletului lui. Și vreau să vă spun un lucru important în această seară, ceva spiritual. Nu se poate câștiga cu ceva material. Sunt mulți în lumea aceasta care spun, lasă că rezolvi o problema sufletului. Rezolvi o problema sufletului, într-un fel sau în altul, cu ceva material. Nu se poate așa ceva, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Poți să câștigi toată lumea și să-ți pierzi sufletul. Asta vedem aici. Dar în primul rând, poți câștiga sufletul acceptând pe Iisus Hristos în viața ta. Să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Mă veți întreba, dar noi suntem oameni credincioși. Noi ne-am întors la Dumnezeu. Noi ne-am botezat. Noi Îl avem pe Iisus Hristos în viața noastră. Auzi, de ce l-a întrebat Domnul Iisus pe Petru? Petru era un om credincios. De ce l-a întrebat de trei ori? Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? De câte ori ar trebui să mă întrebe pe mine Domnul Iisus Hristos? Aurel, mă iubești? Aurel, mă iubești? Aurel, mă iubești? De câte ori ar trebui să ne întrebe pe noi Domnul Iisus Hristos același lucru? Oare îl iubim noi cu toată ființa noastră pe Domnul Iisus Hristos?
Ca să-ți câștigi sufletul, trebuie să-L iubești pe Domnul Iisus Hristos cu toată ființa ta. Sufletul prinde viață doar prin Domnul Iisus Hristos. Noi nu putem face mare lucru. A făcut Hristos pentru noi, dându-și viața ca preț de răscumpărare pentru viețile noastre, slăvit să fie numele Lui. Și pentru că El a făcut totul pentru noi, El ne cere să facem un singur lucru, să-L acceptăm pe El, să-L primim pe El în viețile noastre ca Domn și Mântuitor. Fără Iisus Hristos, nicio șansă. Fără Iisus Hristos, nu poți avea viața veșnică, mântuirea sufletului tău. Dar să-L ai pe Iisus Hristos, nu doar așa de pe buze, ci să-L ai pe Iisus Hristos în inima ta, în viața ta. A fost la noi un frate care s-a întors la Domnul. Era singurul întors din familia lui. Și la un moment dat, oamenii au venit din jur și au venit la mama lui, el nu era încă căsătorit, și a spus, auzi, Lele, fă ceva, ne face de rușine. În satul nostru nu sunt pocăiți. Ne face de rușine acum și uite, copilul tău primul pocăit aici. Și știau ei ceva. S-a și însura și aduce o nevastă pocăită, ori avea o familie aici de pocăiți în satul nostru. Era într-un sat vecin de chip. Mama s-a uitat la ei, o femeie înțeleaptă, și a spus, oameni buni, eu nu pot face ca apa asta care curge pe vârâul ăsta să meargă în sus. Eu nu pot face. Dacă copilul meu a hotărât ceva, e hotărârea lui. Și eu nu răspund de sufletul lui. Câțiva s-au apropiat de el și au început să discute cu el și au început să-l ia pe departe. Un copil liniștit, un băiat liniștit, care nu discotecă, nu băutură, nu nimic. Un om harnic la locul lui. Și a stat oamenii și l-au întrebat, prietenii lui, sigur, au început mai mult atunci să-l atragă spre diferite lucruri pământești. Și el s-a uitat la ei și a spus, niciodată nu mă despart de Domnul meu. Mi-am încredințat viața și sufletul mâna lui Dumnezeu. Niciodată nu mă despart de El. Haideți voi să vedeți cum e cu Dumnezeu. Și, dragii mei, e atât de important să înțelegem că Iisus Hristos ne dă șansa mântuirii. Și sufletele noastre au valoare când suntem împăcați cu Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dar mai trebuie ceva. Și ne spune Cuvântul Dumnezeu aici să-L urmăm pe El. Dacă cineva voiește să vină după mine în condiția aceasta, nu-i obligat nimeni atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Să-L urmeze în fiecare zi. Luni, marți, miercuri, joi, în fiecare zi. M-am gândit la Domnul Iisus Hristos când se duce la Matei Vameșu, la Levi. Și Matei stătea acolo și el venea oamenii la el și scria fiecare cât dădea darea lor pentru templu. Probabil că a auzit multe. De-aia scrie și o Evanghelie foarte, foarte frumoasă. Și multe lucruri esențiale le pune Matei acolo. A auzit multe din lucrurile Domnului Iisus Hristos. Dar s-a dus Domnul direct la el și i-a spus, Levi, vino după mine. Știți ce a făcut Levi? Doamne, stai un pic. Trebuie să îmi duc masa, să o predau, caietul, carnetul, tot, uite, banii, să-i duc, să-i predau. Așa a spus. A lăsat totul. Aici e esența. Când îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L ești. A lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Hai să ne uităm în viețile noastre câte lucruri încă n-am lăsat. Domnul să se îndure de noi. Amin. Dacă vrem ca sufletul nostru să fie
împăcat cu Dumnezeu, să fie câștigat pentru Dumnezeu, să avem un loc în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să-L primim pe Hristos în viața noastră, ne cheamă să-L urmăm cu credincioșie, să avem o trăire practică, o trăire lângă Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, născuți din nou, dar mai mult ne cheamă să-L slujim pe Domnul cu credincioșie până la capăt. Până la capăt. Nu 10 ani, nu 20 de ani, ce spune Scriptura, până la capăt. Credincioși, până la final. E atât de important. Aduc aminte de o cântare care spune prin cuvintele ei să se vadă în a ta viață din iubirea sfântă a lui Iisus. Fii scrisoare sfântă scrisă chiar de mâna dulce a lui Iisus. Să-L urmezi cu credincioșie, să-L slujești cu credincioșie, să mergi până la capăt în fiecare zi. Întrebarea mea de final este, cui predai sufletul tău acum? Cui predai sufletul tău? Dacă deschidem Sfintele Scripturi la Psalmul 103, sunt aici câteva versete foarte frumoase, foarte interesante, 103 de la 1, înainte și spune așa cuvântul lui Dumnezeu aici. Binecuvintează suflete pe Domnul, al meu pe Domnul, și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Și enumeră aici. El îți iartă toate fără de legile tale, păcatele tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată celor asupriți. Domnul este îndurător și milostiv. Îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Binecuvintează suflet de pe Domnul. Suntem în seara aceasta, în locul acesta, să binecuvântăm pe Dumnezeu. Va veni o zi în care va trebui să plecăm de aici, mai devreme sau mai târziu. La 44 de ani, ca și colegul nostru de la Bihor, sau poate mai în vârstă, la 80-90 de ani, nu contează. Important e să ajungi lângă Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Să ai pe cineva care să-ți fie sprijin acolo. Să te țină de mână. Nu știu dacă v-am spus, dar era imediat după ce am ajuns la Chiuiești și aveam o întâlnire cu mai mulți frați din biserică. Și fetița noastră a căzut în leșin când era să plecăm, foarte pe scurt când a căzut în leșin. Am luat-o, ne-am dus la dispensar, n-avea ce ne face, mergeți la Dej, am luat-o în mașină, am pus-o undeva în spate pe Marinela și pe Cristina, avea cam 2 anișori și am plecat înspre Dej cu viteză. Mă uitam din când în când în spate și zicea, Marinela, n-o lăsa să doarmă, ține-o trează, vorbește cu ea. Și eu, Marinela spunea, uite-te înainte și condu. Și eu eram îngrijorat de ceea ce se întâmplă în spate. Și Cristina, auzindu-mă că sunt foarte îngrijorat, a zis, tata, îmi dai mâna. Și eram la volan. Și pentru câteva secunde, pentru că nu puteam mult, am dus mâna și am prins-o de mână. Câteva secunde și apoi am lăsat-o și m-am dus mai departe. A ajuns în spital, a fost internat, așa mai departe. Mi-aduc aminte de momentele acelea, tată, îmi dai mâna.
Știi unde te simți în siguranță? În mâna Tatălui. În mâna Domnului, în mâna Tatălui. Nicăieri nu ești în siguranță ca și mâna Domnului. Și în seara aceasta poate fi momentul hotărător al vieții tale, când să vii cu viața ta, când să vii cu sufletul tău înaintea Domnului. Și Domnul spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Doamne, vrem să ne predăm viețile noastre, sufletele noastre în mâna Ta în seara aceasta. Primește-ne așa cum suntem. Fie că suntem întorși la Domnul de mult, credincioși de mult, fie că nu suntem încă întorși la Domnul, în seara aceasta este seara hotărătoare pentru fiecare dintre noi. Doamne, vreau să stau în mâna Ta. Doamne, ia și sufletul meu. Îmi predau viața cu totul în mâna Ta. Binecuvintează-mă și fă-mă un copil al Tău pentru totdeauna. Amin. Amin.